Studiile de ultimă oră care examinează cauzele îmbătrânirii cerebrale precoce arată faptul că stresul poate duce la boli anxiodepresive, la atacuri de panică sau insomnie. Cel mai grav este însă faptul că poate grăbi apariția demenței de tip Alzheimer. În ultimul an, pe fondul creșterii stresului social și profesional, a amenințărilor economice, numărul celor ce suferă de tulburări anxiodepresive și depresie a crescut cu peste 25%. Asta în contextul în care peste 50% dintre acestea rămân netratate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, din cele peste 60.000 de sinucideri înregistrate anual în Europa, 90% dintre acestea au drept cauză stresul. Conform cercetătorilor, oamenii se simt cel mai puțin fericiți atunci când au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, iar explicația este cât se poate de simplă. Aceștia încep să își analizeze viața și să constate că foarte multe dintre așteptările lor nu s-au concretizat. În aceste condiții, Fundația Ana Aslan a dat startul astăzi campaniei Ziua Națională Anti-Stres. De ce? Pentru că stresul face parte din viața noastră cotidiană, fiecare dintre noi îl trăiește cu diferite intensități, dar să nu uităm că el poate ucide. Și când spun că el poate ucide, spun cu toată seriozitatea acest lucru, pentru că vă vorbesc ca profesionist, vă vorbesc ca om care știe ce înseamnă să abordezi din timp, la momentul potrivit, tot ceea ce ține de răspunsul și reacția organismului nostru la stresorii cotidieni. Inițiatoarea campaniei speră ca până la anul, ziua de 28 octombrie, să fie declarată liberă pentru ca toți românii să aibă parte de un răgaz de la viața de zi cu zi, să învețe din nou să râdă și să se bucure fără stres.